Domnule Eugen Bârgăonu, ce ne-ar motiva pe noi să ne schimbăm în viață? De ce ne-am schimbat? De ce n-am stat ca roboței, așa, ding-dong, ding-dong, facem aceleași lucruri, cu cât îmbătrânim suntem și mai ding-dong, ding-dong și să rămânem aceiași toată viața? Care ar fi motivația efortului de a te schimba? Pentru că e un efort și încă unul foarte mare. Motivația este o chestie care se leagă de ceva care se numește emoție. Într-o carte foarte frumoasă a lui Jack Canfield și Mark Victor Hansen, Supă de pui pentru suflet, Jack Canfield povestea că era fumător, de ani de zile fuma, avea o fetiță care avea 9 anișori și nu se putea lăsa de fumat și se consolase deja cu ideea că o să fumeze până la adânci bătrânețe, că nu o să poată renunța la acest fumat. Și odată când era la birou și scria ceva, și-a băgat țigara mecanică în gură, a dat să o aprindă cu bricheta și fata lui, fetița lui, a venit și a luat țigara din gură și a spus: tata, te rog, nu. La care el s-a uitat nedumerit și a spus: de ce? Ce, vreau să fii de față când o să mă căsătoresc. I-au dat lacrimile imediat și din momentul acela n-a mai fumat niciodată. N-a mai pus țigară în gură, nu s-a mai gândit niciodată că poate fuma. În psihologie se spune că nu există lucruri imposibile, există doar oameni insuficient motivați. Întotdeauna după ce ți-ai focalizat un scop, ți-ai formulat un rezultat pe care vrei să-l produci, lucrul cel mai important pe care foarte mulți oameni uită este să vezi care este motivația. În psihologie, de multe ori, de ce-ul este considerat o întrebare prostească, care nu are un răspuns constructiv. Răspunsul constructiv, din punct de vedere al psihologiei, ar fi cum trebuie să acționez ca să produc următorul rezultat. Însă, din punct de vedere al motivației, de ce-ul este un răspuns important, poate cel mai important răspuns. De ce vreau eu să produc acel rezultat? De ce? Pentru că, și asta este un lucru iar foarte puțin înțeles, în tradițiile spirituale, chiar și în creștinism, chiar și în yoga, chiar și se merge pe o anihilare a ego-ului. Zic eu datorită unei proaste înțelegeri. Ego-ul este ceva negativ, ego-ul trebuie distrus și de foarte multe ori, foarte multe, așa zis, evoluții spirituale, oamenii se sting, devin stinși, fără viață, fără vlagă, fără bucuria de a trăi. Adică evoluția spirituală nu înseamnă stingerea bucuriei de a trăi. De ce? Pentru că ego-ul este chiar motorul care ne mișcă pe noi. Da? Este emoția. Foarte mulți oameni, chiar și la o cale spirituală, vin împinși de motivații egotice. Vor să-și vindece o boală. Cei mai mulți care vin la o cale spirituală nu vin să-L găsească pe Dumnezeu. Nici nu-și pun problema. Vin să se vindece de o boală și după aia își dau seama că este mult mai mult și rămân pe calea aia spirituală. Dar motivația de a se vindeca este, care este egotică, ce contează o boală? Este atât de mare încât pur și simplu se apucă și fac efortul acela care îi schimbă și care îi vindecă și după aia merg mai departe pentru că își dau seama că este mult mai mult. Și așa se întâmplă peste tot. Foarte mulți oameni fac niște gesturi foarte frumoase, mânați egotic, adică sunt oameni care se duc și donează miliarde de dolari sau de euro pentru săraci, pentru ajutorarea altor oameni care sunt handicapați, care sunt în suferință, bolnavi, doar din sentimente egotice. Nici măcar nu mai contează acest lucru. Ăsta este motorul. Ăsta e cel care mișcă emoția. Să vă dau un exemplu. Într-una dintre cărțile acestea de dezvoltare personală, un trainer din acesta de dezvoltare personală povestea despre o firmă foarte mare din Statele Unite care cumpărase un program de administrare a firmei foarte scump, câteva milioane de dolari, un soft, și trecuse mai mult de un an și jumătate și nu începuseră măcar să implementeze programul. După 2 ani dispărea termenul de suport, timpul de suport de la cei care le vânduseră softul. Și atunci au chemat un coach, un
trainer de dezvoltare personală, ca să vadă care sunt problemele, de ce nu reușesc să se apuce să implementeze softul respectiv. Și acesta a venit, a strâns tot Consiliul de Administrație și a întrebat de ce ați vrut voi să implementați softul ăsta. Și au început unul dintre ei, că știți, mai sunt și alte firme pe care l-au, așa se face, intrăm în lumea bună, suntem listați la bursă, toți aveau priviri căzute, erau triști și unul dintre ei, care era și mai nonconformist, era îmbrăcat în Adidas, sport, avea un cercel în ureche, a ridicat așa privirea la un moment dat și a spus, știți, am vrut să fim cei mai șmecheri și mai tari din parcare. La care toată lumea s-a înserinat, a început să zâmbească, ca dovadă că asta era de fapt motivația care îi mâna pe ei în lupta asta, și imediat toți au început să sară cu completări în această direcție și s-a născut un brainstorming, astfel încât după aceea, în mai puțin de 2 luni de zile, tot softul acela a fost implementat și au fost foarte, foarte încântați. Nu contează care este motivația care te împinge să faci un anumit lucru. Acela este motorul tău. Emoția, în engleză, emotion înseamnă energie în mișcare. E chestia care te mișcă, care te pune în mișcare. Asta nu înțeleg foarte mulți oameni. Dacă nu, cumva chiar mai important decât rezultatul pe care vrei să îl produci, să găsești motivația care te mână pe tine. E ca și cum ai porni motorul la mașină și ai da benzină suficientă. Asta este, de fapt, motivația. Și chiar aș ruga pe ascultători să-și facă o schemă, adică nu există un singur rezultat pe care vrem să-l producem în existența noastră, sunt mai multe, pe diverse categorii, sunt rezultate pe care vrem să le obținem profesional, financiar, rezultate privind relațiile noastre familiale, rezultate pe care le urmărim privind înțelegerea cu partenerul iubit, relații privind sănătatea noastră și așa mai departe, rezultate privind sănătatea noastră, rezultate privind spiritualitatea noastră, să-și propună rezultatele pe care vor să le obțină în toate direcțiile care interesează pe fiecare persoană și după aceea să se întrebe, să-și facă un exercițiu și să se întrebe ce mă motivează, de ce vreau eu să mă înțeleg foarte bine cu soția mea, de ce vreau eu să obțin această stare financiară, care este motivația. Și atunci vor vedea dacă cu adevărat vor sau nu să producă lucrul respectiv. Fără motivație, fără acest propulsor, omul n-ar fi capabil în totală indiferență. E ca o mașină fără benzină. E ca o mașină fără benzină. Adică te urci în mașină... Și resortul ăsta tot în creier e? Tot în creier. Ca să vă dau un exemplu de ce poate să facă motivația, cum poate să spargă bariere, putem să amintim, de exemplu, cazul lui Gauss. Gauss era copil, era la școală, era în clasa 5-a și... era foarte obosit în timpul orei și a dormit. Și la sfârșit, când s-a trezit, sala era goală, toată lumea plecase, nu l-observaseră și pe tablă erau scrise 2 probleme. Speriat și a copiat, a crezut că e tema pentru acasă și speriat pentru că nici nu fusese atent la ore și de ce o să-i zică profesorul, s-a apucat și a lucrat la aceste 2 probleme enorm. Și la una în somn i-a apărut soluția și a rezolvat-o, iar a doua problemă a dus-o foarte departe. N-a rezolvat-o, dar a dezvoltat-o foarte, foarte mult, fără ca să ajungă cu ea la capăt. Și peste câteva zile, când din nou au avut matematica, s-a dus și a dus caietul cu teme profesorului, la care profesorul a rămas pur și simplu interzis. El dăduse pe tablă 2 exemple de probleme care nu au soluții în matematică. Și Gauss rezolvase una dintre ele, iar dezvoltarea pe care a dat-o la acea problemă și la ora actuală este cea mai avansată dezvoltare legată de problema respectivă. Asta apropo de ce poate să facă motivația. Și tot apropo de motivație, în timpul primului război mondial, a fost primul război în care s-a folosit aviația în luptă. Și avioanele erau foarte primitive, echipajul pe avion era făcut din 2 membri, un pilot și celălalt care era mitraliorul. Mitraliorul trebuia să fie foarte mic, pentru că avioanele nu erau foarte performante și nu puteau să care o sarcină foarte mare. Și în timpul unui conflict între francezi și germani,
un avion francez a ratat să doboare avionul german când îl avea în unghiul potrivit. Și disperat, mitraliorul a luat mitraliera în mână și exact ca în filmele cu Rainbow a pus-o pe braț și a început să tragă cu ea și a doborât avionul german. Întors la sol, el având 62 de kilograme, nici n-a mai putut să mai miște mitraliera respectivă, care avea 180 și ceva de kilograme. Dar în timpul zborului, în timpul groaza, spaima, l-a făcut să-și depășească limitele lui și ajungem aici la un capitol. Există doi mari motivatori care mișcă ființa umană. Unul dintre acești motivatori este plăcerea, ființa umană caută să se îndrepte către plăcerea, și al doilea este suferința, fuge de suferință. Conștientul nostru, psihicul nostru caută cu orice chip să se îndepărteze de suferință și să se îndrepte către plăcere. Însă oricât de inteligenți ne-am dat noi și oricât de superiori ne-am crede, statisticile și studiile făcute arată că suferința este un motivator de sute de ori mai puternic decât plăcerea. Adică oamenii fac lucruri și se transformă mult mai repede atunci când sunt în suferință decât atunci când își propun un scop care i-ar duce către bunăstare, către ceva pozitiv care le-ar conferi plăcere. Din cauza aceasta, în multe, să spunem, tradiții spirituale, se știe că suferința este cea care schimbă o ființă umană. Și atunci se recurge la post, se recurge la izolare, se recurge la niște mijloace care forțează ființa umană să evolueze și foarte puține sunt căile spirituale care folosesc plăcerea ca, să zicem, motivator pentru a obține niște rezultate spirituale.